O femeie de 57 de ani din Gorj a fost săltată de mascați și dusă în arest. Ea este acuzată că a constituit un grup infracțional organizat care se ocupa cu traficul de droguri de mare risc atât pe plan național cât și internațional. Anchetatorii au stabilit că femeia ar fi procurat diferite cantități de droguri de la diferite persoane. Drogurile ar fi fost porționate, ambalate și vândute cu sume cuprinse între 50 și 400 de lei pentru un gram către consumatori din județul Gorj. În urma unor percheziții, femeia a fost săltată de mascați, reținută și apoi arestată preventiv. Femeia de 57 de ani a fost reținută pentru 24 de ore și este bănuită de săvârșirea mai multor infracțiuni. Polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, în colaborare cu procurorii DICOT, au reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj o femeie de 57 de ani bănuită de săvârșirea unor infracțiuni privind operațiuni de droguri de risc și mare risc. Anchetatorii au efectuat și 3 percheziții în această cauză și au ridicat mai multe probe. În urma 3 percheziții domiciliare efectuate de anchetatorii în municipiul Târgu Jiu și în comuna Drăgotești, au fost ridicate peste 90 de grame de cannabis, mai multe pliculețe și punguțe cu substanțe pulverulente, alte obiecte folosite în acest context, precum și sumele de 5.500 de lei și 150 de euro. De asemenea, polițiștii continuă cercetările și femeia a fost prezentată tribunalului cu propunere de arestare preventivă, fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile în această cauză. Femeia de 57 de ani riscă să petreacă ani grei după gratii pentru faptele sale dacă va fi găsită vinovată de aceste fapte de care este acuzată.